Salutare, prieteni! Eu sunt Bodi, alături de mine l-am pe Luca! Salut, Luca! Salut, Bodi! Ești gata să-i spargem? Sunt cel mai pregătit, asta pentru că am filmat, abia ce am filmat la Luca și am bătut de am rupt, mă rog, am luat și ceva bătaie, dar chiar au fost câteva meciuri intense. Nu știu exact când o să pună Luca clipul, dar o să aveți un link către canalul lui în descriere, aruncați un ochi la el și o să vedeți acolo câteva meciuri super faine. Bănuiesc că o să ai în titlu și în thumbnail poze cu amândoi și exact. Momentul în care vedeți clipul, chiar merită văzut clipul ăla. Au fost meciuri pe bune, chiar au fost faine meciurile alea. Mm-hmm. Au fost și mișto. Asta, da, asta o să încercăm să facem și la această colaborare pe canalul meu. O să încercăm să jucăm 2v2 cu mai multe deck-uri. Primul deck pe care o să-l folosesc o să fie cel al meu, cu care mă joc normal. Al doilea o să am eu aici cu golem și balon și cu clonă, o să fie ceva interesant. Și al treilea, probabil ce am jucat și la Luca, vedem. Uh-huh. Anyway, o să începem cu deck-ul meu. Luca are ceva pregătit. Eu am un deck spurcat cu Royal Giant și Elite Barbs, dar de 4.0. Îmi pare rău, deci îmi pare rău că folosesc asta, dar chiar nu, chiar, în 2v2 chiar este necesar, sincer. Deci. Bun, aparent eu acum deschis și niște cutii. Mă rog, au fost două free chest-uri, un silver și acum vine golden chest-ul din care iau Royal Gigant și... Gigant, simplu. Bun. Bun, eu am și crown chest-ul de făcut, am și două chest-uri libere. E fain la 2v2 că poți să faci chestiile astea. Da, și să rămâi gen la aceleași număr de trofee, dar să-ți farmezi da, exact. Chest-uri. Să-ți farmezi exact. Chest-uri. Ți-am dat și battle. Ok. Bun. Sunt ready. Deci dacă nu vrei să scazi în trofee, dar ai... Nevoie de chest-uri. Exact. E cel mai bun mod de a te juca cu cineva, să te ajute, să... Anyway, bun. Eu n-am, deci cu, n-am cu ce să încep. O să-l pun pe ăsta, în spate. Bun. Eu o să încerc să pompez. Oh, au din nou de ăștia de 13, comune de 13. De ce picăm noi mereu cu ăștia maxați? Cred mă rog, că... Și eu am zap-ul pentru maxat. Pentru că ești tu de arena 11 și probabil, nu știu, ai de nou. Da, da, totuși legendară de 3. Da. Mă rog, am și logul de 3. Cred că se pune ceva gen, dacă eu am o carte, o legendară de nivel 3, ne dă cu cineva care are o legendară de nivel 3, știi? Se echilibrează într-un fel. Da, da, exact. Pff, nu știu, hai să schimb traiectoria Inferno Dragon-ului. Perfect. Bun. Dar totuși, când văd la altul că, wow, Inferno Dragon de 3, parcă pare ciudat, știi? Dar și ia uite cât au dat, ai văzut cât au dat goblinii aia pe tur? Dar cu ce? Doar goblinii au fost? Nu știu, eu am văzut... Scheleți! Da, scheleți, nu goblin, scuze. What? Și electro-ul meu salvează situația. I-am luat turn. Lava Hound de 3. Aproape. Body Lava Hound de 3. Băi, eu am doar o singură legendare de 3 în deck. Nu înțeleg de ce ne-a dat cu... 1-1-2 era numărul de la... De ce ar pune și un tank gigant, adică și gigantul și lava? Băi, hai să gândim puțin ca să nu putem să ne apărăm. Ba da, ideea e că ne apărăm binișor. Eu. Hai scarmi jos, nu! Nu ne lua turnul. Nu ne apărăm bine. Trebuie să sun la salvare, mă jur. Bă, băi, dacă ne panică. Uită-te la turnurile lor. Noi suntem da. Noi avem avantaj. Da, chiar dacă nu avem un turn, noi chiar avem avantaj. Lasă să dea. Ce? De ce ar fi? Lasă-i. Păi lasă. Da, exact. Nu bala e rău de tot. Mamă, și eu bag Royal Giant în față sau? Da, bag Royal Giant în stânga. Da. Da, și în dreapta dacă ai și hogul. În dreapta, îl am, da. L-am pus. Perfect. Și dau, oh god, o să le pice turnul din dreapta și probabil și cel din stânga. Ok, trebuie să ne și apărăm că sigur o să bage Lava Hound. Mamă, și cât damage le-am dat pe partea stângă? Oh, un log ar fi fost bun în decul meu. Nu, stai liniștit. În decul tău. Da. Mamă, cum a fost violată Witch-ul. Băi, să pun 3. Conducem. Fii atent, știi ce faci? Pune Royal Gigantul la noi în bază. Aici? Așa. Yeah, poate-l targetează ea. Chiar l-a targetat. Știi ce vreau să fac? Să pun 3 muschetire la el în bază când ajunge Royal Gigantul. Aici pe mijloc, dam eu hog-ul? Da. Poți să pui hog-ul ăla. Hai că-l pun. Da, nu cred că mai e nu da, are sens să mai pun muschetirele, easy. Da. Ciao, Les. Deja. Easy. Ei, primul win. Din primul meci, primul win. Deci stăm foarte bine, Luca. Ia uite, Raeza. Și-a primit și un silver chest. Raeza și eu la fel. Bun. Yes, stai să deschid și eu crown chest-ul. Wait a second. Poți să arăți la web.
Dacă nu, ceva interesant. Nu, că sunt pe PC. Ah, ok, și pe PC. Mi-a picat freeze. A, bine și eu, și Trimaschi. Păcat că nu poți să ți le donestie. Ar fost chiar interesant, fără mișto. Bine, să donezi la prieteni. Așa, ai fi fost o arenă mare și ți-ai fi ajutat prietenii sau un al doilea cont secundar. Da, știi, da, n-ar fi fost cu fair. Bun, jucăm din nou cu aceleași deck-uri, mai jucăm unul cu aceleași deck-uri, că a mers bine și am mers ok, da. Hai să mai jucăm tot unul la fel și mai schimbăm apoi. Bun, 2v2, play with friend și să-l vedem pe Luca, uite-l aici pe Luca. Bun. In the house. Luca in the house, ei! Bam! Let's go! Nu uitați de butonul de like, dacă mai vreți colaborări, dacă vă place clipul, like la acest clip. Bun, Încep fornesc din nou, nu, hai să așteptăm. Tu ce ai în mână? Ai putea să dai hogul ăla pe dreapta și mai pun și o battle ram-ul? Hai, fii atent ce iese aici. Iese prăpăd. Ascultă la mine. Au ratat din fireball. I-am luat turnul oricum. I-am luat turnul, exact, dar din primul push. Hai că e ok. Are golem de 5, mamăle. Cam Luca, ne descurcăm. O să pun eu scheleții de 1 pentru că chiar ajută. Oh, nu, acum situația asta nu ajută. Nu prea încerc. Să pune elite barbs? Da. Să sperăm că o să targeteze prințul ăla. Să sperăm că îl omoară, nu că îl targetează. Aia e problema dacă nu îl omoară. Oh, god damn. Bine că ai scheletul în army. Hai că și-a făcut treaba. Totuși mega minionul ăla e live. Și ne-a spart și el turnul. Mama, ai văzut? Când a murit gigantul, s-a spart și turnul. Da, de la explozie, probabil. Ce tombstone au băgat și ei acolo. Păi da, mă, dar explozia 500 de damage? Destul de mult. Destul de mult, chiar. Deci la golemul mare dă mai mult, la golul mic dă mai puțin. Încerc să-l pun aici, e bine? Da, și o să punem muschetirile în spate, ca suport pentru el. Ok, el vine cu golemul. Doar unul. Mama, dar noi cât i-am dat pe King Tower. Problema e că aveau fireball. Hai să nu mai punem trupe lângă rol gigant, că o să ne dea fireball pe tot. Hai să ne gândim puțin. Hai să ajut muschetirea aia. Oh, dau un zap acolo. Întârziat! Oh. Nu, hai că o să dau eu mult damage cu. Nu trebuie să mă apăr, Bun, Luca, trage-l. Nice. Cred că puteam să-l trag puțin mai sus. Era puțin. E decent, e ok. Nu a ajuns pe turn, asta e bine. Și a folosit fireball-ul. Și n-a lovit nimic, nu? N-a lovit tower-ul. Nu, l-a folosit ciudat. Aiurea. Mamă, cum se duce BTRM-ul ăla, dar nu dă. Na. Da. Ok, trebuie să pun ceva. A murit prințul? Nu încă. Fii antena ce pot să-i fac. Să-mi bag joc de el cu electrovizar după aci. După aia îi pun ăștia în spate. Să sperăm că nu se dea fireball. Ah, Valkyrie. Mamă. Mamă, dar cât damage am dat zap pe King Tower. Fuck, întârzi foarte mult zap-ul. Și am pus o carte aiurea, mi-a alunecat degetul de jur. 3 sau nimic. Băi, la 3. Hai la 3. Ah, nu inferno. Nu inferno. Putem la 3. Ba da, o să-l batem la 3. Tu vezi că te-a dat mamă. Ai încredere în mine. Tu vezi că te-a dat. L-am bătut la 3. Păi a tancat. Deci totul ce a făcut meciul ăsta a fost Royal Gentul. El a tancat tot. Tot. Și muschetira aia rămasă din cele 3. Mersi de gold, mersi de golden chest body. Bun, hai să deschid și eu. Am 2 silver chesturi. O să dau un pic de rip de gemuri. Le deschidem instant. Și nimic interesant. Mi-a picat 12 royal gigant. Bun, hai să mai schimbăm puțin deck-ul. Am zis că o să joc eu cu chestia asta, un deck de 4-0. Vrei să încerci? Vrei să-l schimb și eu sau să joc tot cu ăsta? Poți să joci cu ăsta, că e bun al tău. Adică ai văzut, câștigăm. Nu știu, chiar mi se pare super strong deck-ul ăsta pe care l-am făcut eu. Chiar merge foarte ok, n-am de ce să mă plâng. Vreau să schimb ca să ți-am dat battle. Vreau să schimb ca să mai schimbăm puțin atacul, știi? Mamă, 11. Măi, am vrut să te întreb, cum se face de noi avem 10 iau 11? Care e logica? Se face o medie sau păi, nu știu. Păi n-are logică. Eu am level 10, da, și tu ai 11. Am putea să ne uităm la nivelul playerilor apoi. Probabil, dar nu se întoarce ăla. Am dat erorile alea așa să dea damage pe tot. Aolo, ce și-a irosit ăla erosul. Nu. Așteaptă. Nu fac asta? Ai fo. Just do it. Just do it. Da, dai un zap dacă ai pe Inferno. Încerc. Și pe Cannon. Nice. Hai că nu. Nu, balonul o să se ducă în partea stângă. Balonul o să fie prin bază. Nu-mi place chestia asta. Fuck, nu le-am dat deloc. Nu pot să mă apăr. 1-1-2.
Bagă pe Wish, bagă... Da. Lasă că tot e ok. Ba, nu e ok. Nu e ok. Nu e ok. Ia. Trebuie să mă bag pe Wish-ul ăla, că n-am. Vreau să rămânem noi la niște decuri serioase. Fițar Splash-ul. În apărarea noastră trebuie să zicem că mai trebuie să și pierdem. Dacă doar am câștigat, ar fi nașpa cu ăsta. Da. Încercăm pe stânga pentru că pe dreapta nici măcar nu ne-am pus damage. Nu prea, nu prea avem ce să facem. Ne dau 3 instant. Ok. Nu, e rip match-ul, e rip, n-ai. E rip, da. N-avem cum să ne salvăm. Păi, ne-au spart, nu. Orice-am face. A fost cum a fost la tine pe canal, ăla instant. N-am avut. Chiar n-am avut. Da. Hai să-l schimb din nou, hai să joc top cu ăla, pentru că ai văzut, a mers foarte bine cu ăla. Jucăm top cum am jucat până acum. Mm-hmm. Hai. Bam. Și Luca. Mă, nu știu dacă știai, dar am zis și la mine pe canal, gen, din ce am auzit eu, o să fie toată luna iulie chestia asta cu 2v2. Nu știu, timpul arată că nu e chiar acolo. Păi nu, probabil... nu, deci fii antenă, din ce am citit eu și din ce am auzit, o să se termine peste 4 zile, da? Și din ce o să vadă ei, o să, cum îi zice, o să vadă dacă a mers ok și o să-l, dacă a fost ok și... Prelungească. Și nu o să-l prelungească, o să-l înceapă, toată, o să-l înceapă de la începutul lunii iulie până la sfârșit. Dacă am auzit okay. Eu bine, asta am înțeles, nu știu. Nu știu ce să zic. Nu pot să confirm pentru că nu am auzit nimic oficial de chestia asta, dar okay. Ar fi interesant. Mie îmi place chestia asta. Mai ales cum am spus și la început, e chestia aia cu farmul. Poți să nu ai un chest, nu ai chef să joci în arenă, să scazi. Ce da, și loc? Pur și simplu că n-am mai jucat de a, nu, ce mi-a făcut cu. Da, dar poți să-i pun ea. Na. Pentru că a dat faza, știi care e? Că acum dacă mai pune să joc așa normal, nu știu, nu mi-ar place ideea, pentru că m-am jucat foarte mult 2v2 în ultimul timp, știi? Da. O să dau eu zap, dau eu. Ok. Perfect. Bine că eu tot am pompat. Da. Și să am avantaj eu, de elixir. Uite, așa dau cantele. Double hog! N-am ce să-i fac. N-am nici elite bard. O să dea loc. A, fii antenă, se duc pe tur, se... Nu s-au dus pe tur. Nu. Aici era bună tornada lui Raku, știi? Că Raku joacă cu tornel și își activează din tower-ul. Da, dar nu mergem toate decurile. Pe ce parte bun, începem? Bun, și-a folosit logul! Hai să încercăm acolo! Zap! O să-i omor din prima! Ai irosit pentru că i-am omorât eu din prima. Ce bun era Zep. Am greșit. Dar tot o să-i dăm de... Mamă, double scarmi! Log acolo! Știi cum era logul ăla de aici? Dacă era? Cel mai satisfăcător video. Da. Ceva de genul. Ia să vedem dacă se duc Minion Horde. Nu, nu o să se ducă. A pus ceva. Era clar că o să pună. Furnace. Bun. Knight. Înainte când apăruse... Eu încă nu am jucat. Fii atent. Nu, mai gata. Asta e push-ul ăla foarte mare. Ok, gata, Luca. Hai. Acolo. Perfect gândit. Că în stânga sunt... Lasă body. Zap, ne-am luat turnul. Nu e nicio problemă. I-am luat turnul. Și ăla din dreapta va fi doar o chestie de timp. Apără-te tu pe stânga, tu te aperi pe stânga. Eu îi dau push pe dreapta. Perfect, și atacăm și pe stânga apoi, instant. Nu, i-am luat pe dreapta, nu mai are ce hai, să facă. Hai, hai și pe stânga, hai la 3. Hai la 3, 3 sau nimic. Mamă, ce 3. Ce mișto match. Ăla e. No, ăla e Luca. Easy 3. Hai. Easy 3, nu ai ce să faci. Dă-o cu Luca și cu body. Deci nu ai se ce poate să faci. Oh my god, chiar a fost interesant. Și am primit și un silver chest pe care îl deschid instant. Nu stau la discuții. Și încă două crown și deschidem și crown chest-ul. Încă două de-astea. Hai să le facem. Hai că a fost foarte mișto meciul ăsta. Serios, ne descurcăm bine. Chiar a mers foarte ok, n-ai de ce să te plângi. Yep. Hai să vedem. Hai. Are you ready? Logic. Bun. Jucăm în Pekka House. Schelez din spate, băi. Tu ce ai în mână? Ia să vedem. Oh, Luca, ai ceva pentru ăla?
trei muschetini. Nu prea am. Nu. Sau ba da. Hai, mă duc eu după aia cu Royal Giant-ul. Trebuia să-l pui de mult, gigantul ăla. Trebuia, da, na. Like, când a pus... N-am avut. X-Mod. Oh, god damn. Oh, a dat muschetira, a dat muschetira pe dreapta. E foarte ok. Da, dar uite cât au dat ei și cât am dat noi. Nu contează. Avem șanse oricum. Să încercăm, ai better ram? Ai better ram, să încercăm pe dreapta. Da. Cred că... Cu better ram să tancheze și hog-ul în spatele tău? Da. În spatele... Dă-i. Ah, trebuia invers. Trebuia invers, da. Ordine. Ba nu. Ah, hog-ul tot s-a dus. Perfect. O să dea o groază de damage. Mai merge. A dat... a dat încă un hit. Și omorând și Night Witch-ul. Și am spart și taurul. Și avem și un barbar... Barbarul de aur! Ei! Cam așa. A, de ce am pus furnace pe stânga? Ba nu, e bine că o să ne apărăm, o să trească. O să dea log? Nu o să dea log. Electro... Pui tu? Pune. Da, l-am mă gândeam să pun eu scheleții de unul. Ce au dat când am pus eu 3 muschi? Au dat lining. Ok, o ducem bine. O să pun eu knight-ul în față și... Stai, nice! Stai, uite-i. Perfect. Bun. Da, foarte bine. Și au dat lining-ul. Și au folosit lining-ul, ceea ce e nice. Eu pun pe mid. O să trească să se apere. De ce a pus tornadă? Să le tragă pe toate într-o parte și tot n-au reușit. Lol, ce aiurea. Ok, uite-te și tu unde am pus. No. Oh, no, e la 2 asta. E la 2 asta, Luca. Păi îți facem. E la 2-0. Perfect. E easy. No, mai. Easy game. Hai la 3. La 3. S-a făcut. Da. Luca, numai 3 le-am dat până acum. Easy. În afară de meciul în care ne-am luat bătaie, numai 3 cu Luca, așa o să se numească clipul, bănuiesc. Da, deci a fost chiar GG meciul. Ia-ți mă ce-ți pică din crown chest-ul ăla. Golden chest. Mi-a picat și un golden chest. Uimește-mă cu crown chest-ul, body. Crown chest. Bun, avem așa. Gold, 600 și ceva. Avem 2 gemuri. Astea sunt nelipsite din crown, dacă ai observat. Da. 2 gemuri. Avem Goblin Gang, 6 bucăți, okay. Avem Zap, 27 și deja am primit gold pentru că l-am la full și îmi dă gold când primez extra. Ok. Barbarii de aur și... Dar Goblin. Da. Se putea mai bine. Mult mai bine se putea. Ai zis că e și gold în chestul ăsta dacă tot 48 de gemuri. Hai că nici n-ai dat 100 de gemuri pe episodul ăsta. Royal Gigant, Skeleton, Fire Spirit și 4 Inferno Tower. Cam asta au fost și chesturile, cam asta a fost și episodul în mare parte. Sper că v-a plăcut, a fost ceva interesant. Pe bune, am bătut numai la 3, Luca. Da, deci dovada că știu să joc. Sau poate a jucat 2 body pe ambele conturi. Nu o să știm. Am jucat amândoi bine. Nu o să știm niciodată. Da. Am avut și niște predicții foarte ok, n-ai ce să zici. Yep. Deci v-am spus, aveți linkul de la canalul lui Luca jos în descriere, aruncați-l și pe acolo, o să fie un clip de colaborare alături de mine, adică eu o să fiu la Luca pe canal, în curând aruncați-l pe acolo. Nu uitați, dacă v-a plăcut episodul, de butonul de like, nu uitați, dați un pumn butonul de like, dacă nu v-ați abonat la canal, să vă abonați, eu am fost Body, el a fost Luca! Tech cu Luca, și până data viitoare, noi ne vedem în arena. Pa! Ciao! Mamă, știi cum am făcut la sfârșit?